Președintele Autorității Naționale Sanitar-Veterinar a anunțat că noua legislație va include și prevederi pentru micii crescători de porci, mai exact pentru gospodarii care țin 3 sau 5 porci pentru propriul consum. Legea porcului urmează să reglementeze modul de creștere a suinelor în țara noastră. În România, în multe gospodării țărănești, se crește cel puțin un porc care asigură traiul de zi cu zi. Considerați că pentru creșterea porcilor, pentru propriul consum, erau nevoie de reglementări mai puternice? Nu, că noi ne creștem porci în condiții foarte bune. Știm să-i întreținem bine, avem spații unde îi întreținem foarte bine, le asigură hrană suficientă și de calitate. Oamenii consideră că nu era nevoie de reglementări mai dure pentru oamenii de rând. Considerați că pentru creșterea porcilor, pentru propriul consum, erau nevoie de reglementări mai puternice? Noi am crescut porci de când ne știm noi. Reglementări ca acum ce? Reglementările sunt să vândă unii și noi să consumăm și să plătim. Asta e reglementarea, ce am văzut eu. Guvernul și ăștia ai noștri conducători ar trebui să se implice. Noi nu trebuie să punem botul la tot ce spune ăla, ce spune el la noi, nu trebuie, nu ne-a ținut nimeni decât nici lumea. Noi i-am ținut pe alții. Din moș strămoș i-am ținut. Ia istorie la Burebista. Alții nu ne-a ținut pe noi. Asta e situația. Așa cap, așa căciulă. Nu-ți devină ăia. Noi ascultăm să ia șpăci, să facă afaceri, să îmbogățim străinii pe urma noastră, copilul meu. Robert Chioveanu a explicat că cei care vor crește porci pentru consumul propriu trebuie să respecte niște reguli minime de biosecuritate, iar în momentul în care doresc să sacrifice și să consume acel porc doar în cadrul familiei, să nu intervină și alte probleme. În cazul în care va crește mai mulți porci pentru a-i putea comercializa, în funcție de numărul acestora, va intra într-un alt tip de exploatație. Oamenii sunt revoltați de faptul că și creșterea porcilor a devenit o problemă.